Compania Apa Vital Iași, care deservește o serie de localități din județul Neamț, din conducta de la Timișești, anunță abonații casnici că din cauza unei avarii apărute pe conducta de aducțiune Timișești-Iași în zona Soci, va fi nevoie de întreruperea furnizării apei potabile și în mai multe comune din județul Neamț. Apa Vital Iași ne-a anunțat că în scopul remedierii unei avarii apărute pe conducta de 1000 mm de pe firul 2 a aducțiunii Timișești-Iași, din zona Soci, malul drept Moldova, de sâmbătă 14 mai 2016, ora estimată 24, până duminică 15 mai 2016, ora estimată 24, furnizarea apei potabile va fi întreruptă către utilizatorii din localitățile Păstrăveni, Lugani, Nisiporești, Barticești, Doljești, Oțeleni, Săbăoani, Ajudeni, Tămășeni, Brăiești, Lungani, Sârga, Bâra, Rotunda, Budea, Buhonca și Buruienești. De asemenea, sunt localități în care apa potabilă va fi furnizată cu presiune căzută. Locuitorii vizați de întreruperea apei potabile sunt rugați de operatorul regional să-și asigure o rezervă de apă potabilă până la remedierea avariei și își cere scuze pentru disconfortul produs.